Astăzi avem plăcerea să asistăm la un meci amical de fotbal care va fi disputat pentru prima dată între echipele Uniunii Avocaților și a Departamentului Instituțiilor Penitenciare. Sperăm că aceste meciuri vor fi tradiționale, pentru că ele au o însemnătate deosebită prin faptul că popularizăm fotbalul în rândul acelor instituții care reprezintă organele de drept de la noi din țară și sperăm că nu este ultimul proiect al Federației care va implica și mai mult iubitorii ai fotbalului din diferite organe de drept din Republica Moldova. Noi ne-am propus să avem un meci de fotbal amical cu echipa de la Departamentul Instituțiilor Penitenciare și de fapt vrem să avem o serie de meciuri amicale și cu judecători și cu procurori și cu alte, să spunem, instituții judiciare din Republica Moldova. De altfel, noi suntem membri asociației avocaților din bazinul țărilor din bazinul Mării Negre. Și acolo ni se propune ca să facem un meci cu echipa de fotbal din Turcia, adică Uniunii Barourile Avocaților din Turcia. Și efectiv ne propunem poate și cu Uniunea Avocaților din România, barourilor din România, să facem un meci. Și acest meciul de astăzi, deși el este un meci amical, are o mare importanță pentru noi. Și noi considerăm că sportul în general, în activitatea sau în viața Uniunii Avocaților din Republica Moldova, are de fapt o importanță foarte mare. Avem avocați care joacă și tenis mare, avem avocați care, am spus deja, joacă și fotbal, joacă și volei, avem avocați care joacă tenis mic și practic și alte categorii de sport. Eu consider că chiar din start avem o bună conlucrare cu federația, ei s-au oferit chiar să ne ofere și anumit echipament, adică să ne ajute cu terenurile de fotbal, al volei, cu tot ce le stă lor în putere. Adică la momentul eu consider că noi avem o conlucrare foarte bună cu Federația de Fotbal în Republica Moldova. Prezentul meci de fotbal face parte din activitățile de Departamentului Instituțiilor Penitenciare pe plan mai ieșit în afară, adică într-o conlucrare bine și strânsă cu colegii noștri de la Uniunea Avocaților. Este menit de a pune bazele sau de a prelungi o prietenie bună, o conexiune de profesie, vreau să vă zic, și să facem într-așa mod încât reprezentanții noștri totdeauna să fie unul mai aproape de altul, nu numai pe segmentul profesionist, ci și pe terenul de fotbal. Iar în cazul de față, dacă este tot vorba de fotbal, suportul Federației Moldovenești de Fotbal, care întotdeauna este prezentă la asemenea măsuri, să ne fie de bun augur, să ne ajute și să mergem toți într-un pas înainte.